Aproape de miezul nopții, băieții discutau despre ce anume ar putea accepta și ce nu în relația cu soția sau iubita. Fratele meu, Dani, a întrebat ceva. Ok. Tu lasă pe soția ta. Merge goală la asta? La mare? Lasă pe mine, eu sunt arab. Tu ca un om normal. Da. Lasă pe soția ta goală la nudism? Ce înseamnă goală? Da. Ce înseamnă goală? Fără niciun... niciodată. La nudiști. Uite. Ce la nudiști, la nudiști, la nu era la și România. El a zis, da, e accept. Mă, dacă vrea iubita ta să mergeți împreună la nudiști. Nu, nu vrea. Și eu la fel. Vrea ea sau nu? Asta nu e vorba de eu sunt arab sau așa. Am zis, nu e tot român să accepte. Asta, nici eu, nici eu, adică n-aș face. Da, frate, Doamne, ferește. Mă, aceia lucruri cu asta, cu... Băi, mi-a explicat lui, l-am dus în extremă, cum fac de obicei, l-am dus pe el în extremă. Da. Chiar dus în extremă. I-am spus că eu sunt nevasta lui, gen. Da. Eu nu vreau să port pantaloni scurți. Ok, treaba ta. La mare. Dar nu vreau să mergi goală, asta altceva. Hei, da, prințule, dar eu ți-am spus, dacă eu ca nevasta ta zic vreau la nudiști, ce faci? Nu. Mă despart de tine. Ce am zis, dacă tu accept... Mâine, dacă să zic la tine, mie place băiatul ăsta, vreau să culc cu el. N-am zis că eu accept. Imediat, da. La fel, dacă tu accept cu asta, să accept cu asta. Nu, eu vorbesc, nu e pentru tine, general. Nu, Doamne ferește. Da, nu, nu mai sunt. Deci doi pași mai sunt până la ce spune el. Da, 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 corect. Nu un pas, doi pași mai sunt. Da. Și lasă bă de bani. Unu e, mi-a plăcut ăla, așa, ai vrea să... Da, și gata. Gata. Sau tu dacă accept pe ea, când se întreb, tu ce-l crezi, eu fac video chat. Că nu pot mâine zi la ea, nu merge la mare. Păi n-ai cum să mergi la mare. Asta care treabă cu asta? Vezi că eu cunosc, eu cunosc o fată care face așa și are soț și nu și la, nu și la niciodată. Da, asta nu are soț. Da, da, dar nu e corect, nu are nicio treabă. Deci face videochat fata și e loială iubitului ei. Loială pe bune. Aia nici eu nu-s de acord cu gol. Nu, nu. Și eu la fel. Adică nici eu, nici ea. Mamă, m-a luat cap. Da, are ceva să accept. Sau să-mi zică, eu vreau să... Să auzi, să-mi dau supienul jos acum și să... Da, strad, să bronzez. Să bronzez. Să văd toată lumea, zic, alo. Doamne, cum asta ești? Ține vii. Ce faci? Ia, bă, eu sincer, nu. Dacă vrea să-și dea supienul la plajă la mare lângă mine, să-și dea jos. Am zis la piscină. O, stai puțin, și la mare, și la mare, de ce? La fel. Ba nu, la mare, la mamaie? La mare, da. Eu la mare n-am o problemă dacă îi dă sutienul jos. Și tu accept, mă? Ce? Soția ta dă-i mai jos? Unde? Când la mare pe plajă. Să-i dau jos? Niciodată, frate. Hai, mă, frate, doar tu accept, nu știi de unde ai venit, mă, frățură. Da. Niciodată eu, la așa, da. Crede-mă. A zis la piscine, nu fii vagabond. No, a zis... Nu nudiști, nu! Să-și dea la plajă la mamaia. Gen, doar să facă topless? Doar sutienul. Să facă topless? La soare, da. Niciodată. Și eu la fel. Uite la soare. Da. Și eu la fel, mă, frate, de ce? Nu, frate, adică Doamne, ok. Doamne, ferește. Nu o să okay, nici eu sunt arab, minte, ok. Nu, sau... El nu e arab, dar el nu e arab. La nudici nu sunt nicio de acord. Dar așa, dar la plajă eu am avut o iubită și cu legație lungă care ea și-a dat sutienul jos la plajă. Și zici ce, ce zici că ce și ce vede da, lumea. Zici că ce vezi. Piloții, da, într-adevăr, e urât și nu, e frumos. Da, ți dă... Deci, bă, măi, la mișto. Ce? Tu te-a ce spui, mă? Ce? Relație, mă, ok, da, ai relație cu cineva și te duci, în fine. De fapt, dar nici acolo nu pleacă de acord. A, soția ta, mă. Bă, soția ta, mama copilor tăi, să umble ea cu sânigoi. Unde, ai nebunii, mă? Unde, mă? La plajă. Păi dacă vrea femeie să se bronzeze... Și dacă solar, vrea femeie mâine să mergi cu altul, tu ce ești? Dacă vrea femeie și dacă vrea mâine mergi cu altul. Nu. Nu e, nu e. Nu, nu, frate, nu, nu face, nu face așa. Doamne ferește. În sănătate, sunt open mind toți, frate. Da, frate, știm asta, ok. Bă, și eu sunt open mind, dar până la un punct. Băi, nu mă se uită nimeni la tine. Crede-mă că am o minte de ți-o dea mintea ta razna. Sunt open mind pe bune. Până la un punct. Din punctul meu de vedere, dacă își dă susținut jos la plajă, pe mine nu mă dragă. Da, dacă intră în apă, acasă... Mă duc eu în Grecia cu ea și își dă susținut la plajă, stă pe nisip, doar noi de acolo undeva. Ce e deranjant așa? Stai puțin, stai puțin. Nu te singur. La mamaia. Nu la mamaia, nici mă duc în țară la stai vacanță puțin, eu. Stai puțin, la stai alea, puțin. Du-te la mamaia. Așa, unde e, așa. Păi seama, vino ea cu porumbul. Stai... Lasă cu mamaia, da. Lasă cu mamaia, am altă întrebare. Zi. Dacă acum eu să văd Diana, da, goala, tu ce faci, nu mai super? Ce cauți tu, mă? Eu nu vorbesc de România, nu, frate. Nu, lasă pe România. Acum, la misiune, am intrat la baie așa de greșeală și ea doar cu kilot. Tu se superi sau nu? Mă deranjează, da. Ok. Și dacă eu sunt în Grecia și am găsit pe Diana, la rupt, la rupt.
Dumnezeu să-mi seama. Păi eu te văd că vii și acoperă, te văd. De ce zici? Doar de la mine? Eu vorbesc general. Dar chiar că de știi și de aia, vezi? Bă, când nu cunoști oamenii... Da, să cunoști sau nu, eu vorbesc ca om. Să eu nu vorbesc pentru mine. Să te duci cu prietenii. Păi nu are. Să facă tot. N-are, nu, nu l-ai zis. Este anul tu nu vrei. Eu ca bărbat acum... Bă, eu nu vreau să fac asta, înțeleg? Știu. De-aia nici nu m-ai certat doar pe la asta. Dar tu a zis, ai acceptat. Da, subtilul da. Nu, nu dici, nu dici, nu. Subtilul. Da. Și dacă acum se întreb și a zis la tine, nu, eu place să-ți dau subtilul jos și kilot. Și dacă trage cât mai sus. Ce zici? Îi spun că nu sunt de acord, dar sincer să cred și 99% cred că ea nu vrea să facă așa ceva. 99%. Na, judecă-l pe Vlad pentru munca pe care o are de pune mâna pe c***a la toate femeile. Ce face? Eu asta fac la mulaje. Ce face Cătălin? Ce faci? Când fac mulaje, în prezentări de modă. El ia formele pentru... Iau măsurătorile. Și pune și mâna și pe sus. Pune mâna pe sânii femeilor. Ce face Cătălina? Se desparte de el? Da, Cătălina ce? Trebuie să fii și un pic mai deschis la minte, că n-ai cum să o să stai timp cât nu vede, nu. A, nu afectează. Dar să vede că stai așa, știi? Și eu iau așa stau și, și pun pune acolo. La, da. Pune mâna pe aia ei, pe altă femeie. Da, dar ea goală? Da. Da. Na, și unde e degetul tău? Pe mulaj. Ce poți să-i faci? Asta e job, e la fel, e doctor, fac silicoane. Păi dacă doctor... Aceea, de ce? Tot doctor, când mergi, faci copil. Nu? Asta nu bagă, face așa, asta bagă tot. La fel, e job asta. Așa, acum remarc un lucru, Cătăline i-a cam pierit zâmbetul. Nu, când noi am vorbit despre chestia asta. Da, stai, 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 fetelor, doamnelor, întrebare. Cine a făcut topless? Mâna sus, vă rog. Un text. Mă bucur. Dar în afară, făcut, da. Toate umblând mai așa, în zânigoi. Deci în sănătate. Ce ai zis? Stai. Depinde de context, mă, sunt locuri private. Auzi, mă, Sabina, topless înseamnă topless. Ce depinde de context? Păi la modul că sunt locuri private unde ești doar tu cu cineva sau nu, adică într-o mare, undeva într-o curte? Da. La mare. Deci la mare, la mare acum, când sunt de acolo, toată vara stau pe plajă, peste 50% din femei fac topless. Da. Mai ales okay. Stau acum, long, eu ce spun, eu, mie mi s-a întâmplat când eram tânăr. Acum n-aș mai face din motive de soare, că e nociv, sunt alt. Acum am altă minte. Dar vreau să vă citesc o treabă apropo de chestia asta. Că la piscinele din Germania se permite femeilor să facă topless în virtutea egalității de gen. Deci, practic, noi suntem în 2023 și se invocă treaba asta cu discriminarea și multe femei s-au plâns că de ce ele să fie discriminate, de ce bărbații sunt topless, pentru că, na, voi sunteți topless și femeile trebuie să poarte sutien. Și au făcut astfel de demersuri încât egalitatea de gen, tată. Gândiți-vă la treaba asta și ascultați-mi vorbele astea. Peste 10 ani o să vă aduceți aminte de mine. Peste 10 ani e foarte posibil să nu mai existe treaba asta. Gândiți-vă cât a evoluat costumul de baie în ultimii 10 de ani. Nu e așa, doamna Loredan? Deci o să fie așa, să ne amuzăm. De ce n-ai fi de acord să spune Mihai ca iubita ta să facă topless? Să facă cu mine unde suntem numai noi doi? Dom'le, la plajă, lasă că la cu, plajă, cu voi doi, că voi la voi acasă vă vedeți cum simplu, vreți. Nu știu. De așa ce? Așa gândesc, că nu vreau să vadă altă lume. Da, dacă când o să fie, da, ascultă-mă. Când o să fie Hatice mamă și o să alăpteze, presupun, și o să fiți undeva în oraș și o să vină momentul în care să alăpteze copilul. Alăpteze. Da, atunci care, vedeți? Păi una e. Păi nu este, e mintea voastră. Dacă voi asociați sânul cu un obiect sexual, păi da, nu, atunci nu, da. Eu, alții. Dar uite, poți să zic ceva chiar ce a fost problema și cu adică de ce noi am sexualizat chestia asta cu ani s-a sexualizat sânul, pentru că nu e și în Africa care sunt mai. Dar te rog frumos, cine om sănătos să uite la o mamă și cu copil? Și datorită semnului nostru. Cine să nu afară? Cine să uite la o mamă și copil? Să fie rușine direct să faci. Dar de ce dacă se uită la sân ce trebuie să se gândească direct acolo? Așa, asta de ce sexualizezi? De ce trebuie să te gândești direct acolo? N-ai mai și că am văzut. Să mă mai văd atâția și mai văd și... Dar cu copilul e diferit. Ai un pledot, să-l pui copilul. Îmi spar normal. Nu, dar s-a pus și problema asta cândva și la noi.
Bă, zici copilul. Se pare normal. Asta. Ce, Andrei, ce vrei să spun? Se pare normal să l-a pus. Să alăpteze copilul. Nu-i se pare normal să alăptezi copilul în public, dar nu-i se pare normal să, să facă tocmai. V-am spus, singurul argument pentru care, într-adevăr, care ar fi putut sta în picioare, este acesta care ține de sănătate, da? Raze, ultraviolete, nu e ok pentru piele, în general, da? Și atunci sânii sunt sensibili. Asta da, dar asta cu argumentul că s-o vadă, dacă îl sexualizezi, da, atunci era sol. Dar e un... Gândiți-vă la corpul uman, da? Corpul uman așa cum e, da. Bună remarcă. Dacă v-ați duce în Africa, acolo există, încă există... Și nimeni nu ia capul. Dar e normal, cum cine e fată să accepte să arată sânii la mine. Dar nu se pune așa problema. Dar de ce se... Dar cine tu, se accepte? Dar stai un pic, dar... Dar nu punem problema așa, să ne arătăm părțile corpului. Și e două la fel, arată aici sau arată la mare? E două la fel. Deci aici e normal să-ți dai tu tricoul jos acum? Da, exact. Ți-a pus cineva să-ți dai tricoul jos în emisiune acum? Da, nu vrem să știm, nu vrem să vedem, da. E diferit. Nu e diferit.